Aleși locali, politicieni, polițiști, foști colegi ori miniștri, cu toții au trecut prin penița caricaturistului Aurelian Șuță. El s-a pensionat recent și a decis să expună publicului larg primele sale lucrări. Fiecare a smuls zeci de zâmbete și felicitări. Sunt de efect, sunt frumoase, sunt cu gust făcute și ăia de să simt fictați pe ele, nu rămân supărați. Stârnesc zâmbete și lor? Da, stârnesc zâmbete. Într-adevăr, este ceva, pentru mine e ceva nou. Dumneavoastră v-a plăcut vreuna în mod special? Văd că vă uitați la cele cu polițiști. Mi-a plăcut aia de Slobozeam, polițistul din Slobozeam. Da. Cum vedeți operele? Am o părere foarte bună. Cred că sunt reușite, 100%. Și mă bucur că se abordează și aspecte din viața poliției, unde a lucrat domnul Șuță. Un produs al unei inteligențe superioare, culturale vorbesc, și un izvor nesecat de poante și în viață și iată și în caricatură, marca șai. Credeți că smulge zâmbete și celor pe care îi ironizează? Sunt atât de pline de bun simț, atât de puțin răutăcioase, încât numai oamenii care n-au deloc simțul umorului nu le vor aprecia. Printre cei care au vorbit despre Aurelian Șuță a fost chiar cel care i-a fost șef în poliție și l-a promovat. Generalul în rezervă Constantin Codiță, fost comandant al IPJ Gorj, a explicat că Șai a fost unul dintre cei mai buni criminaliști din România. Vreau să vă spun, fără nicio teamă, că voi greși, că a făcut pentru poliția română mult mai mult decât fac oameni cu grade multe despre care vorbește el aici într-un pamflet. A făcut imagine frumoasă poliției române. Între timp lucrurile s-au mai schimbat, l-au pasat dintr-un loc într-altul și a ajuns cu aprobarea domnului ministru și a șefului Inspectoratului General al Poliției de atunci, a domnul Berechet și domnul Constantin Durionescu, criminalist. Și-a găsit vocația. Cred că mai tare decât la serviciul cabinet. Și a devenit unul din cei mai buni criminaliști ai țării, pe domeniul lui de activitate. De la vernisaj nu au lipsit nici cei direct vizați de caricaturist. Diferența între comentariile lor a făcut-o însă educația. Iată cum a reacționat, de exemplu, viceprimarul Adrian Tudor, recent muza lui Aurelian Șuță, după ce a transmis că de acum înainte va primi pensie de la guvernul PSD, pe care îl ironizează. Îl înțeleg. Având în vedere că este căsătorit cu o lideră a Partidului Național Liberal, sunt sigur că de câte ori face câte o caricatură cu un PSD-ist, beneficiază de mâncare caldă acasă. La polul opus, prefectul Gheorghe Paraschiv a demonstrat că înțelege sensul caricaturii. A fost amuzat că Șai l-a surprins în momentul în care își face bagajele să plece de la prefectură. E sugestivă, seamănă cu mine. Seamănă, nu, e chiar o caricatură reușită care mi-a plăcut. Am văzut-o mai... Nu știu când a făcut-o maestru pe Facebook, am văzut-o și am savurat-o din plin. Păi de asta am că este foarte actuală și sugestivă. Aurelian Șuță a fost criminalist în cadrul IPJ Gorj. El realiza de altfel portrete robot ale infractorilor. A promis totuși că aceasta este doar prima expoziție și va continua să taxeze aleșii dacă vor fi prinși pe picior greșit.